Vă salut! Astăzi vreau ca să monteze tabloul de siguranță. O să desfac tabloul existent. A fost montat provizoriu până s-au terminat finisajele. Acum trebuie să-l desprindem, să eliminăm priza aceasta. Tabloul rămâne contorul. Și o să punem această cutie, acest dulăpior, pot să-l numesc. O să punem acest dulăpior și o să se vopsească ultima mână pe poziție. Dar avem nevoie ca să terminăm, ca să avem lumină, să avem curent în casă. Avem acest spray pentru a semna. Am desfăcut capacul. Îl punem pe poziție. Avem un prelungitor, un PZ2, îi dăm magnet. Acum o să scoatem capacele, o să punem garniturile și o să facem legătura principală la siguranță. Este, avem o siguranță de 100 de amperi și celelalte siguranțe de 40 pentru cuptor, de 32 pentru prizele la bucătărie, 16 pentru lumini în interior, în interiorul casei și 6 pentru lumina exterioară. Acesta este parterul, iar acesta este etajul. Avem grămeții, aceste garnituri, care o să le punem pe casetă, caseta metalică, ca să nu taie cablul. Și le se introduc în felul acesta.
și ajung pentru cablurile care sunt. Acum o să introducem cablurile și facem legăturile cablurile electrice la siguranță. Avem curent pe instalație, de aceea când am deconectat de la controlul de la tabloul de siguranță vechi, am izolat. Nu avem cum să întrerupem curentul, pentru că avem deja un sigiliu. Și o să lucrăm cu subtensiune. La fel facem și cu nulul de lucru. Să verificăm tensiunea. Avem 250 de volți. 249, 250. 249 de volți. Variază între 249 și 250 de volți. Deci avem tensiune. Acum o să prindem cablurile. Le luăm pe fiecare. Deci pe fiecare cablu avem scris cablu priză etajul 1, este ringul care se întoarce și cablul prize etajul 1, ringul care se duce. Avem o bară dințată. Avem această bară dințată care o tăiem, o rupem. O rupem din primul diferențial până la al doilea. Deci primul circuit și al doilea circuit. Facem, intrăm la fază. Avem 1, 2, 3, 4, 5 circuite. Și în partea la următorul circuit. Avem iarăși 5 circuite separate.
o să introducem și punem faza deasupra, iar nulul îl punem la circuitele separate, pentru că avem două circuite separate. Acum o să prindem barele acestea, ne asigurăm că avem siguranțele și diferențiale jos. Încercăm să le ținem lipite fără gol între ele, ca să poată să ne intre bine în ramă. Acum o să mai verific încă o dată. Trebuie să strângem bine ca să avem un contact perfect. Dacă nu perfect, cât mai bun. Așa facem și partea aceasta. Acesta este circuitul numărul 2, care ar fi etajul. Pe circuitul 2 avem 5 circuite. Nu o să le folosim pe toate, pentru că nu avem unde. O să folosim doar 30, pe 32, o siguranță de 32. O să folosim prizele. Iar pe 16, luminile. Acesta este cablul lumini etaj. Avem doar unul singur. Cablul de lumină se face și pe ring. Mai avem cele două cabluri care sunt cablurile de la ring. Ring 1 și ringul 2, care cablul care se duce și cablul care se întoarce de la ultima priză. Am reușit ca să prind ringul 1. Acum o să decojesc și ringul 2. Punem sleeve-ul pe nodul de protecție.
Îl punem în bara de galben-verde. Acum luăm nulul de lucru. Și îl punem pe al doilea circuit. Strângem bine prezoanele ca să facă contact. Acum o să punem la 32, la siguranță de 32. Ringul 1 și ringul 2. Sârma care pleacă din priză în priză și de la ultima priză avem un cablu care se întoarce direct în, din ultima priză în tabloul de siguranță. O să aranjăm și acum luăm cablul de lumină, care este un cablu blanc de 1,5 mm pătrat secțiune. Punem la nulul de protecție. Avem la fel în prima rigletă, o să punem și lumina la nulul de lucru. Nu am, îmi cer scuze că nu am posibilitatea să filmez mai bine, dar spațiul este foarte îngust. Acest dulap o să fie un cuietoare, să nu aibă copii acces la el. După care o să le dăm și denumirile, ca să poată să treacă testul pentru certificat. Acum mai avem cablul de la cuptor, care este în secțiune de 6 mm. Acesta este mic, 6 mm de secțiune. O să vină la 40, la această siguranță de 40 amperi.
procedăm la fel, punem la ambarat de nul de protecție. Acum trebuie să facem diferență, că nu o să mai punem pe prima bară, o să folosim a doua bară pentru primul circuit. La siguranța de 40 de ampere.